când Tudor Vladimirescu a trecut Oltul. Dragii mei, vă povestesc acum despre Tudor Vladimirescu. El a condus o revoluție, adică o răzvrătire a poporului împotriva boierilor și a turcilor. Pe atunci, poporul era asuprit de boieri și de sultan. Chiar voivozii nu se mai ridicau dintre români, ci sultanul ne trimitea ca domnitori, oameni de-ai săi, de al neam. Acestor domnitor li s-a zis fanarioți. Nici nu vă dați seama ce greu, ce umilitor, ce dureros este să ai conducător străin de neamul tău. N-are nicio grijă pentru viața oamenilor și nicio milă pentru beata țară. Vrea numai să ia, să smulgă, să strângă averi pentru el și ai săi, lăsând pe români în lipsuri și suferință. Și dacă domnitorii și boierii cei mari se îmbogățeau jefuind țara, bietul popor român suferea sărăcia și foamea. În acele vremi de restriște trăia un bărbat îndrăsneț, conducător de ostași, de panduri. Se numea Tudor Vladimirescu. El s-a ridicat semeț împotriva asupritorilor și a zis: până aici, hapsânilor și lupilor și șerpilor veninoși, cu arma vă vom alunga din țară. A zis și a chemat poporul la arme. La glasul lui s-au răsculat mulți bărbați înarmați care cu ce au putut, furci, coase, topoare, sape. Cu acești răsculați și cu pandurii săi, Tudor Vladimirescu a făcut o adevărată oaste. Cu ea a pornit din Oltenia spre București cu gând să-i alunge pe boierii răi, pe fanarioți și pe turci. Când a ajuns la râul Olt, s-a oprit să pregătească trecerea, adică să facă plute și bărci. Când plutele și bărcile au fost gata, un pandur din straja lui Tudor a văzut că, în mijlocul râului, cineva se lupta din greu cu valurile, parcă ar fi vrut să treacă Oltul în not. A dat de știre căpitanului. Acesta a trimis doi panduri și cu o barcă să-l aducă la mal. Apropiindu-se, cei din barcă au văzut că aceea care voia să treacă Oltul în not era o fată. Au ajutat-o să iasă la mal. Aici, slăită de puteri, a grăit în șoaptă: duceți-mă la domnul Tudor. Pandurii s-au mirat: ce treabă ai tu cu domnul Tudor? Îl paște o mare primejdie, primejdie de moarte, a gemut fata, gata să-l ieșine. Aiurează, a strigat unul din panduri și s-a repezit la dânsa și i-a înfipt sabia în coastă. Și ar fi ucis-o pe loc de nu l-ar fi oprit alți panduri. Văzând mânia pandurului, Tudor Vladimirescu a întrebat străstit: de ce lovești o femeie cu sabia? O spiană, o spioană, Tudore. Spioană? Aduceți-o aici, la cercetare. Doi bărbați o aduseră mai aproape. Spune, fată, cum te cheamă? A întrebat Tudor. Sunt Liana din Drăgănești, grăi fata. În satul nostru au poposit mii de poterași cu poruncă de la domnie să te lovească acum la trecerea Oltului, să te prindă și să te omoare. De unde știi Liano? A întrebat Tudor, descălecând de pe armăsarul lui alb. Am auzit pe mai marele poterașilor, pe căpitanul lor, zicând către ai lui: el, adică domnia ta, Tudore, o să treacă Oltul cu cea din tâi plută. Voi pândiți în sălci și vă repeziți ca lupii. În tabăra lui, adică a domniei tale, Tudore, îl avem iscoadă pe Busuioc, care stă în priajmă și va înfinge pumnarul în spate, tocmai la coborârea de pe plută. Busuioc, ai zis? Întrebă Vladimirescu, încrustând sprâncenele și împroșcând flăcări din ochi. Ai auzit tu bine, Liano? Am auzit bine, a adeverit fata și căzu jos istovită de puteri. Sângele îi năvăli pe gură, gemu de trei ori și jete sufletul. N-a mai avut când afla că pandurul care o lovise cu sabia se numea Busuioc. Tudor însă îl zări cum cerca să fugă și porunci cu strășnicie: prindeți-l și aduceți-l la judecată. N-a fost greu să-l dovedească pe acel Busuioc ceea ce era, iscoadă și trădător. Pandurii i-au dat pedeapsa meritată, ștreangul. Cu durere, Vladimirescu a poruncit să sape mormânt pentru Liana la rădăcina unui pop înalt pe malul Oltului. După ce au îngropat-o acolo, cu grijă și cinste, ca pe o eroină, Tudor a zis: cu viața ta ai izbăvit și ai ajutat revoluția. Fii binecuvântată, Liano, fată din Drăgănești.